capăt de drum pentru nisipeanul la Cupa Mondială de Șah. Românul, care evoluează sub culorile Germaniei, a ratat calificarea în optim după 3 remize și o înfrângere cu reprezentantul gazdelor, rusul Peter Zwidler. Înfrângerea s-a produs în barajul de șah Rapid. Nisipeanu a mai avut parte de un baraj în chiar primul tur, când a trecut de românul Mircea Pârligras. A urmat victoria spectaculoasă împotriva americanului Nakamura cu sacrificiu de damă la mutarea 12-a. Pentru parcursul său la Cupa Mondială, Nisipeanu s-a ales cu un cec de $16.000.